Vrei să ne vedem pe 8 octombrie? Poate stăm la povești? Îmi spui mai multe despre afacerea ta? Întâmpinăm clienții sau, cel mai bine, îmi spui tu. Înscrie-te pe ziuaafaceritale.ro și comentează pe pagina de Facebook Metro Cash & Carry România până pe 30 septembrie și o să ne vedem aici, mă rog, la tine, de Ziua Afacerii Tale. Ritmul vieții te afectează. Poți simți panică sau senzații de sufocare. Reglează-ți ritmul interior cu Extra Valerianic. Liniștește-te rapid cu Extra Valerianic. Ascultă ritmul inimii tale. Fă-o fericită cu Extra Valerianic Biofarm Cardio. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Nouă, românilor, ne plac mult vacanțele all-inclusiv. Și, așa cum noi ne răsplătim după un an greu, așa merită și mașinile noastre. Răsplătește-ți mașina Ford cu revizia Ford Motorcraft la un preț all-inclusiv de doar 379 de lei cu TVA inclus. Include verificare puncte cheie și diagnoză, schimb ulei și filtru ulei, schimb filtru aer și manoperă. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2019. Detalii pe Ford.ro. Senzație de amorțeală, furnicături, durere la nivelul mâinilor. Acestea pot fi cauzate de sistemul nervos periferic deteriorat. Urimil contribuie la buna funcționare a sistemului nervos periferic. Urimil se administrează doar o capsulă pe zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Electrocasnice noi pentru orice nevoi. Comandă electrocasnicele mari de la EMAG și îți aducem produsele preferate până unde le vrei instalate. Ai prețuri uimitoare și transport gratuit în București și Ilfov, plus mii de opinii de la cumpărători să alegi corespunzător. EMAG. Generația verde iubește natura, pentru că știe că apa, soarele sau vântul se transformă în energie verde, energia unui viitor plin de culoare. Pentru generația verde există oferta CES Verde, un preț special pentru un viitor neprețuit, oferit de CES Vânzare. Solicită oferta pe cesinfo.ro și fii printre primii 100 de clienți care au energia verde gratuit în prima lună. Sănătatea bucureștenilor este prioritatea Primăriei Capitalei. În ultimii 3 ani au fost alocate bugete record pentru modernizarea și dotarea celor 19 spitale administrate de Primăria Capitalei. Sănătatea copiilor este verificată zilnic în cabinetele școlare asigurate cu personal medical și echipamente. În premieră națională, toți elevii bucureșteni beneficiază gratuit de consultații stomatologice și aparate ortodontice. Prin programele Smile și Smile Mobile se acordă sprijin financiar de 990, respectiv 1100 de lei, elevilor bucureșteni între 7 și 16 ani pentru aparate dentare fixe și mobile în perioada iulie 2019-decembrie 2021. Aflați condițiile de participare pe assmb.ro. Educația poate schimba totul. Cariere, viitor, visuri, lumi, drumuri. Pentru studii în străinătate, vino la World Education Fair. Universități, licee, edutabere în străinătate, work and travel, teste de orientare profesională, cursuri și examene de limbi străine. Hai pe 28 și 29 septembrie la Hotel Radisson Blue din București. Înregistrează-te gratuit pe www.worldeducation.ro. Partener British Council. Sunt multe feluri în care poți să trăiești și oricare e la fel de inspirat. Iar la mega-ul tău, descoperi mereu câte ceva, chiar dacă vii în fiecare zi. Doar acum ai Staropramen, bere blondă pasteurizată, 750 de ml la doar 4 lei și 19 bani. Și Lay's chips 70 de grame, diverse sortimente, acum la doar 2 lei și 34 de bani. Mega Image, inspirație să trăiești cum îți place. Piața Victoriei la Europa FM. Și live pe Facebook. Bun găsit tuturor, sunt Tudor Mușat. Deputatul USR Stelian Ion este astăzi invitatul Piaței Victoriei. Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Unul din cei mai activi comunicatori atunci când vine vorba de proiectele care au un centru justiția, membru în Comisia Juridică, de altfel, a Camerei. Discutăm despre ce ar trebui să se întâmple după eventuala prezumptiva debarcare a cabinetului Dăncilă, pentru că opoziția, prin vocea PNL, a lăsat azi de înțeles că a strâns semnăturile necesare pentru moțiunea de cenzură. Facem abstracție de faptul că lucrul ăsta s-a mai spus și în alte ocazii. Încercăm să facem pasul mai departe de data asta, să vedem cine și în ce condiții și până când și-ar asuma guvernarea după eventuală debarcare a cabinetului Dăncilă. Ce reforme ale statului și de câtă substanță, în ce profunzime ar putea fi făcute imediat ce PSD ar pierde puterea după acest exercițiu al moțiunii de cenzură. Să ne uităm întâi la calcule, domnule Ion. E de data asta
conturată masa critică sau e argumentul potrivit pentru debarcarea asta? O simțiți mai aproape decât în alte dăți? Cu siguranță mult mai aproape. În primul rând vă felicit pentru temă, pentru că este o temă frumoasă, incitantă și nu foarte ușoară. Această dezbatere pe ce se întâmplă după ce pică guvernul. Ajungem imediat și la asta. Eu cred că sunt șanse absolut reale. Odată ce ți-au semnat un număr de peste 233 de deputați și senatori, este clar că există un sprijin. Important este ca cei care au semnat să-și respecte semnătura, să-și respecte angajamentul, pentru că practic asta este valoarea acelei semnături, și să fie prezenți în momentul votului pe moțiune. Asta va fi punctul de maximă tensiune și va fi piatra de încercare, să spun așa, acestui moment. De la mine se vede un pic altfel. Se vede că punctul de maximă tensiune și încercare e dacă cei care pretind că vor această moțiune de cenzură, Victor Ponta, de exemplu, și ceea ce a mai rămas din ALDE în jurul lui Tăriceanu, vor face până la urmă acest pas. Că jocul teoretic dublu e destul de transparent aici, nu? A tot fost o poziție cât se poate de duală și de ambivalentă de-a lungul timpului. Nu a fost ușor să îi convingem pe cei din Pro-România și ALDE să se alăture, dar vreau să fim cu toții conștienți că Pro-România nu va vota moțiunea pentru că le-am solicitat noi. Nu ne fac niciun fel de favoare. Vor vota moțiunea pentru că așa consideră că îi avantajează din punct de vedere politic. Așa încât, după ce și-au făcut anumite calcule, eu chiar cred că Victor Ponta își dorește să pice guvernul Dăncilă, să rămână un PSD în derivă așa, după care să culeagă de acolo ce poate culege și să refacă marele PSD sub un alt brand, pentru că jocul lui ăsta este. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți de faptul că în formula actuală a Parlamentului, iată, cu Victor Ponta care vrea să refacă vechiul PSD sub altă denumire, cu Călin Popescu Tăriceanu care are din ce în ce mai puțină putere, dar e totuși acolo, cu unii parlamentari, cu DMR-ul care are un interes propriu pe care l-a jucat întotdeauna foarte bine. La fel sunt și colegii de la minorități, care fiecare coleg în parte, vreau să vă spun că grupul minorităților nu are un punct de vedere unitar și nu va da un vot unitar pe moțiunea. Sunt unii care votează moțiunea și unii care nu votează. Deci în această formulă foarte amestecată este dificil să creezi, să dai startul unor reforme substanțiale. Important e să pice mai întâi guvernul Dăncilă, după care vom vedea formula cea mai adecvată pentru următorul an de zile. Pentru că, practic, durata până la proximele alegeri, dacă propunerea noastră și toate încercările pe care le vom face de organizare a unor alegeri anticipate nu vor avea succes, va fi un guvern pe un mandat de maxim un an de zile. Asta este realitatea. Noi, cei din USR, am spus de la bun început că ne dorim în perioada următoare să resetăm pur și simplu Parlamentul. Ăsta este obiectivul nostru pentru a putea face reformele pe care ni le-am asumat și pe care parte dintre ele le-am și comunicat. Vorbim despre asta imediat. Obligația noastră este să întrebăm și în partea cealaltă. Cum se poziționează PSD față de această prezumptivă moțiune de cenzură cu succes de data asta. Petre Florin Manole, deputat al Partidului Social Democrat. Bună seara! Ne auzim, domnule Manole? Bună seara! Da, eu vă aud. Sper așa. Și dumneavoastră. Perfect. De data asta simțiți că pericolul e mai mare? Foarte sincer vă spun că da. Este probabil cea mai consistentă din punct de vedere al susținerii dintre moțiunile opoziției de până acum. Dacă ne uităm în decursul acestui mandat, cred că în fiecare sesiune parlamentară a fost câte o moțiune de cenzură. Mereu, cel puțin Partidul Național Liberal a spus că moțiunea va trece pentru că negociază cu
diverse alte părți. Până acum s-a dovedit mereu că nu a existat contextul favorabil unei majorități alternative fără PSD. Cred că acum lucrurile sunt diferite în sensul că plecarea ALDE de la guvernare, e adevărat că a șubrezit majoritatea, nu și la Senat, unde lucrurile sunt clare, cred că există o majoritate de 6 voturi PSD singur, dar la Camera Deputaților lucrurile sunt încurcate. De bine, spun toate astea, dar concluzionez că deși sunt încurcate așa pentru noi PSD, în sensul că e greu să strângem majoritate, vă spun la fel de sincer că este mult mai greu pentru toate celelalte partide să se mobilizeze, să treacă peste disensiuni normale, nu altceva, și să facă o majoritate alternativă. Deci cred că, în concluzie, deși este cu adevărat cea mai consistentă din punct de vedere al susținerii dintre moțiunile de până acum, cred că nu va trece nici... Adică miza dumneavoastră e că ei sunt atât de fragmentați că până la urmă nu o să obțină sunt povestea asta sau că nu și-o doresc suficient. Sunt foarte fragmentați. Asta cu doritul, am o opinie, dar n-aș vrea să mă lansez în speculații cine cum își dorește să treacă... Păi spuneți-ne, simțiți că nu-și doresc foarte mult în ciuda a ceea ce spun? Da, nu-și doresc și cred că acum câteva zile ați avut un interviu cu Kelemen Hunor pe, la radio-ul dumneavoastră și Kelemen Hunor, care e o voce foarte rațională după opinia mea în Camera Deputaților, a spus că tot ne așteptăm moțiunea asta din august. Trebuia depusă în prima zi a sesiunii. Nu s-a întâmplat, se tot amână. De ce se amână? Și a fost destul de critic, aș spune chiar un pic acid. Pe de altă parte, tot raportându-mă la UDMR, vă amintesc că la ultima moțiune de cenzură la care am vorbit în Camera Deputaților, domnul Kelemen Hunor, a spus că de obicei UDMR, și eu aș pune în paranteză, dar și alți parlamentari mai experimentați, nu neapărat doar din UDMR, votează la moțiuni și luând în considerare ce urmează după. Pentru că e foarte important. Hai să vedem ce urmează după și vreau să întreb și peste Lian. Rămâneți cu noi la telefon, vă rog, dacă vă mai permite timpul câteva minute. Trei variante posibile. Cabinetul Dăncilă o să fie lăsat totuși până la alegerile prezidențiale, dar cu atribuții restrânse, nu? Dacă pică la acest... la această moțiune de cenzură, e un scenariu? Va trebui e o variantă, adică? Va trebui să-și continue activitatea până când va fi numit următorul guvern. Este evident lucrul ăsta. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă nu se face nominalizarea noului premier și nu e votat în Parlament, evident că cineva trebuie să își continue activitatea, să asigure treburile curente. Un guvern PSD, dar fără această echipă a Vioricăi Dăncilă și fără Dăncilă ca premier, evident, plus Pro-România, plus ALDE. E o variantă? Din punctul meu de vedere, e o variantă puțin probabilă. Noi nu vom vota o asemenea variantă. Am spus foarte clar, ne dorim să pice guvernul Dăncilă și nu vom susține un guvern PSD sau format în jurul PSD-ului. E o variantă, domnule Manole? Este o variantă pe care a enunțat-o Victor Ponta și au enunțat-o voci din Pro-România. Nu este o variantă pe care să o fie enunțat-o voci din PSD, după câte știu eu. Pe de altă parte, apropo de prima variantă pe care ați supus-o comentariului domnului Stelian Ion, dar și comentariul a venit normal, cum trebuia să vină. Există un răspuns instituțional, constituțional, procedural, simplu, ce se întâmplă dacă pică guvernul în următoarele săptămâni. Dar când eu spuneam ce urmează după un eventual guvern Dăncilă, în eventualitatea asta, nu mă referam la următoarele săptămâni, mă referam la perspectiva unui an și ceva, perspectiva la care s-a referit și domnul Stelian Ion mai devreme, spunând că poate ar fi un guvern de tranziție sau, în fine, care nu poate face așa neapărat reforme. Asta ar fi a treia variantă, că la ea vreau să ajungem. Dacă e un guvern de tranziție format probabil în jurul PNL, ca cel mai mare partid de opoziție și în Parlament în momentul ăsta, dar cu atribuții restrânse până la alegerile la termen sau până la alegerile anticipate, dacă ele vor veni cândva. Este cel mai probabil să fie așa, este logic să se întâmple așa, e partidul cel mai mare de opoziție și au asumat o asemenea variantă.
Merge strategia USR, rămâne aceeași, să nu intre la guvernare pentru a nu se eroda până la finalul mandatului? Nu s-a luat nicio altă decizie până în prezent. Strategia rămâne aceeași. Am conștientizat faptul și nu cred că e cineva care să susțină contrariul. În această perioadă nu poți face reforme de substanță. Ai nevoie de parlament. Prin ordonanță de urgență nu ne dorim să rezolvăm niște probleme structurale. Ele trebuie să fie rezolvate în primul rând pe baza unor proiecte de lege care să fie trecute prin parlament. Ai nevoie de o susținere parlamentară puternică. Această susținere parlamentară nu există decât cu Pro-România, cu ALDE, care s-au exprimat deja în sensul în care ei nu doresc să renunțe la secția specială de investigare a magistraților, nu doresc foarte multe lucruri pe care noi ni le dorim. Adică ați intrat la o guvernare de tranziție doar cu un mandat precis, nu prezentat publicului, asta înțeleg eu. Câteva proiecte la care să se angajeze toată lumea. Am susține un astfel de guvern, susține, dar n-ați face parte din el. Cu membrii. Mm-hmm. Până la urmă este o chestiune de opțiune a fiecărui partid politic, dacă intră sau nu cu membrii în acel guvern. Ideea e să obțină votul în Parlament, ori noi am spus întotdeauna că condiționat de anumite elemente, am putea susține un astfel de guvern. Doar că, repet, reformele structurale, reformele importante pe care vrei să le faci, nu le poți face fără o majoritate parlamentară puternică. Și a spus mai devreme domnul deputat Manole că în Senat, oricum ai face, PSD-ul are o structură destul de puternică încă. Așa încât dacă vii ca guvern cu proiecte de lege, ele se vor împiedica la Senat. Vrei, nu vrei. PSD-ul câtă vreme nu-și dorește ceea ce ne dorim noi, câtă vreme Pro-România are ca obiectiv principal doar refacerea unui mare PSD sub o altă formă, sub o altă denumire, este clar că soluția, dezlegarea problemei se va regăsi în alegerile parlamentare. Noi ne dorim să fie alegeri anticipate înainte de alegerile locale. Cel mai târziu vor fi alegeri la termen și acestea ne vor reda stabilitatea și vor da puterea următoarelor reforme. O ultimă întrebare am pentru dumneavoastră, domnule Manole, ca să nu vă mai țin. Tot ce am auzit până acum în apărarea guvernului a fost că dacă vine opoziția, vă taie pensiile și salariile. Se putea spune ceva mai mult sau se poate spune ceva mai mult înainte de acest vot al moțiunii de cenzură sau înainte de a merge premierul în Parlament să ceară încrederea pentru cabinetul său? Sau asta e tot ce poate să dea PSD în acest moment ca replică? Nu, eu cred că PSD replică în fiecare zi cu ceea ce face, dar faptul de a încerca să explicăm oamenilor ce urmează după, mi se pare că este o completare justă și corectă a imaginii de ansamblu. Da, n-aveți nicio probă că asta urmează. Mai plastic, ceea ce cred eu că ar putea urma după eventualitatea trecerii moțiunii, eventualitatea pe care eu nu prea o consider a se întâmpla, dar în fine, este un guvern CDR2, în care tot ceea ce îi desparte pe cei care vor sta în jurul mesei este mult mai important și mai puternic decât ceea ce îi ține alături. Pentru că atunci când... Dar asta nu e, iertați-mă, nu e deloc o notă bună pentru dumneavoastră. Pentru dumneavoastră spuneți, dacă vin la putere, bă, ăștia o să fie mult mai divizați și mai o să aibă mult mai multe fricțiuni între ei și asta o să facă o guvernare a lor imposibilă, în loc să auzim argumentele pentru care ar trebui să rămână totuși o guvernare PSD. Dați-mi voie. Eu nu am vrut să spun că vor avea fricțiuni în sensul politic. Mă refeream la politicile publice. Mă refeream la opinii. A spus domnul Stelian Ion, a exprimat mai devreme o diferență între opiniile, de exemplu, ale USR și ale Pro-România, ALDE pe de altă parte. Mai sunt chestiuni legate de salarizare. Uitați-vă la tot ce spune domnul... Am înțeles, dar asta e singurul argument. Oamenii ăștia nu o să se înțeleagă din indiferent ce motive și asta ne-ar mai asigura nouă menținerea la putere ceva vreme. Nu, încă o dată, cred că nu am reușit să fiu destul de clar. Eu nu mă refeream la perspectiva politicienilor despre subiect, că ne înțelegem, că nu ne înțelegem. Mă refeream la repercusiunile pe care le au aceste fricțiuni
în politici publice, în cum se implementează actul de guvernare, ceea ce e foarte important. E mult mai important decât dacă ne înțelegem noi între noi pe nu știu ce chestiune măruntă. Nu? Am înțeles. Sunt teme majore. Bun, mulțumesc foarte mult, domnule Manole. Adevărul e că nici... E o diferență de viziuni, înțeleg, și aici e un punct într-adevăr, adică dacă se va ajunge la acel pachet de măsuri asupra cărora să se înțeleagă toată lumea care ar putea fi implicată, de la Pro-România sau ALDE, până la PNL, PMP, UDMR, Alianța 2020 și așa mai departe. Este obligatoriu pentru a se susține un nou guvern. Este o condiție pe care o va pune fiecare partid care va vota noua formulă, dar trebuie să nu uităm un element foarte important, care este acela al funcției prezidențiale. Domnul președinte este actorul principal în sensul că face desemnarea. Vor fi consultări pe această temă și vom avea discuții pe chestiunile care țin de acele câteva obiective care trebuie îndeplinite de următorul guvern. Și domnul președinte Klaus Iohannis, cum o joacă în acest moment, după părerea dumneavoastră, situația asta? Păi, cât de convins o joacă e să exact cum ați văzut dumneavoastră, adică nu am văzut un joc în afară de meciul pe care îl are cu Viorica Dăncilă, care vrea, nu vrea, îi ridică profilul doamnei Dăncilă. Nu spun că poate este o chestiune dorită. Stau să mă gândesc, nu? Dacă asta presupune un pol așa, nu? O polarizare bine-rău, stânga-dreapta, tot cei cu care m-am bătut acum 5 ani versus tot eu, cel care a avut de suferit, nu, în campanie atunci din cauza lor, cu votul, cu acuzațiile și așa mai departe. Mai degrabă ar vrea președintele asta. Din punct de vedere al strategiei politice, putem considera că mai degrabă și-ar dori să aibă candidat în turul 2 un candidat precum Viorica Dăncilă și nu un candidat precum Dan Barna, dar indiferent ce și-ar dori și indiferent ce meciuri se poartă între palate, Dan Barna stă foarte bine din punct de vedere al sondajelor și eu cred că are prima șansă. De fapt, lucrul ăsta se vede. Când am strâns semnături, ne-am dat seama că are o susținere foarte mare și se va vedea că va intra ușor. Jocul ăsta depinde de cine va fi următorul președinte sau depinde prea puțin de cine va fi următorul președinte? Hai să presupunem că are o șansă în plus Dan Barna față de Klaus Iohannis, deși sondajele nu zic asta încă. Eu cred că resetarea Parlamentului, organizarea unor alegeri anticipate, depinde foarte mult și de cine va deveni președinte. Dan Barna și-a asumat chestiunea asta în mod explicit, a pus-o în primul plan al discuției și chiar sunt convins că va face demersuri în acest sens. Ce va putea, din punct de vedere constituțional, va face. Dincolo de asta, este important, repet, oricând vor fi acele alegeri parlamentare, această majoritate să fie schimbată, sau această structură actuală a Parlamentului, pentru că votul de pe 26 mai a fost un semnal foarte puternic, în sensul în care oamenii nu-și mai doresc, românii nu-și mai doresc să fie PSD-ul la conducerea acestei țări. Ori chestiunea asta trebuie să se regăsească și în structura viitorului Parlament, evident, în structura viitorului guvern. Dar s-ar putea ca așteptarea asta din 26 mai de care vorbeați să se schimbe ceva, deși acolo erau doar europarlamentare, deci nu se putea schimba mare lucru intern, să zicem. S-ar putea să existe și după o eventuală debarcare a acestui cabinet prin moțiune de cenzură. Adică, exact cum a fost entuziasmul ăla, haide, faceți ceva, v-am dat acest capital de încredere, v-am validat prin vot, chit că era pentru europarlamentare, să fie și acum. Ok, ați debarcat în Parlament cabinetul Dăncilă, faceți ceva acum să remediați din neajunsurile acestei guvernări. Este fire să existe o așteptare foarte... Și întrebarea e ce o să se întâmple. Adică dacă se poate face ceva realmente sau nu. Este fabulos, în primul rând, să nu mai avem pe Viorica Dăncilă ca premier. E, haideți, ne-a că făcut... nu e... Eu spun că ne face de râs. Eu spun că ne face de râs pe oriunde merge și că încurcă lucrurile. Chiar și așa, dar nu-i de ajuns, repet. Vorbim de o nu-i persoană de versus un partid, set de politici publice sau de lipsa lor, dacă vreți, să privim lucrurile altfel. Vorbim de foarte multe lucruri controversate pe care această guvernare le-a făcut, fie că a fost Viorica Dăncilă premier, fie că era Liviu Dragnea la butoane, fie că nu mai e la butoane, fie că era Tudose sau era Grindeanu și așa mai departe, nu? Țara trebuie administrată în această perioadă.
în următorul an de zile și cu tot felul de proiecte făcute pe genunchi, așa, după cum mi se pare consilierului doamnei Dăncilă, că nu mă gândesc că are domnia sa idei personale, așa, în acest cine, plan. Cine? Darius Vâlcov, adică? Consilierul din umbră. Da, eminența cenușie cu probleme penale. Da. Este o mare problemă. Trebuie oprit acest guvern pentru că timp de 2 ani jumătate s-a văzut ce dezastru a făcut. Eu sunt convins că așezați la masă noi împreună cu PNL-ul, PMP-ul, dacă și cealaltă partide, deși mă îndoiesc, Pro-România a spus deja că nu este pe aceeași zonă, nu este pe aceeași lungime de undă cu partidele pe care vi le-am enumerat. Deci dacă aceste partide stau la masă, găsesc un set de măsuri care vor fi luate imediat după căderea guvernului Dăncilă, foarte ușor se poate face un program politic cu mandat limitat, pe o perioadă limitată. Este foarte clar și repet, lumea așteaptă foarte multe, dar așteptările realiste își vor vedea încununate rezultatele după schimbarea structurii Parlamentului. Pentru că până atunci trebuie să ne îngrijim de chestiunile curente ale țării, reforme importante pe care ni le dorim noi, USR-ul, nu și le va dori Pro-România, ex-PSD, să fie foarte clar. Nu și le vor dori reforme structurale din temelii cei din ALDE. Și atunci e clar care va fi mandatul acestui nou guvern. Bun, dacă e să facem acel pas mai departe despre care vorbeam mai devreme, ce fel de reforme ale statului, dacă vreți, se pot face și în ce interval? Și mă refer aici la niște chestiuni care am văzut preocupă și influențează jocul în același timp. Curtea Constituțională, de exemplu, numită în cea mai mare parte politic, plină de oameni care au legături cu partidele politice, de fapt. Avocatul poporului, la fel. Niște instrumente noi, cum ar fi secția specială de investigare a magistraților. Sau acest instrument din mâna ministrului de a numi după bunul plac și a revoca procurori șefi, fără să mai conteze ce zice președintele, așa cum era mai înainte. Toate lucrurile astea distrugând sistemul ăla de checks and balances, nu de menținerea echilibrului între puteri. Când se pot rezolva lucrurile astea și cum? Eu am văzut un exercițiu pentru ce se poate întâmpla în perioada următoare când am discutat despre legea recursului compensatoriu. Acolo colegii din Pro-România au avut păreri împărțite, unde pentru noi este foarte clar, legea trebuie abrogată. La fel spun și cei din PNL și cei din PMP. E, dincolo, la cealaltă partidă nu e atât de clar. Mai departe, chestiunile importante pe care le-ați enumerat, reforma constituțională, care presupune schimbarea regulilor de numire a judecătorilor la Curtea Constituțională, presupune modificarea modalității de numire a avocatului poporului, presupune schimbarea raportului dintre președinte și parlament în sensul posibilității dizolvării parlamentului în anumite situații, presupune niște schimbări majore. Chestiunile astea este clar că nu le poți face decât după ce se resetează Parlamentul, decât după niște alegeri parlamentare care să-ți dea posibilitatea să faci acele reforme. Că nu ne mai putem voita la nesfârșit de aceste neajunsuri fără să facem ceva, pentru că altfel ori suntem ca societate bântuiți toți de un masochism straniu, ori pur și simplu nu avem instrumentele la îndemână și atunci ar trebui să le găsim dacă realmente ne dorim chestia asta ca ceva societate. Ceva am făcut deja. 1.000.000 de semnături pentru fără penal în funcții publice au promovat un proiect de lege, dar iată care este ținut de PSD în sertare. Trebuie deblocat acel proiect, trebuie să devină literă de lege în Constituție. Este important să ne dăm seama că în perioada imediat următoare, în perioada care a mai rămas până la următoarele alegeri parlamentare, PSD-ul în actuala formulă
și cei din pro-România nu își doresc aceleași lucruri pe care ni le dorim și noi. Să spun, atunci... de atâtea ori pro-România că încep să cred că realmente pentru cei din opoziție în acest moment, deși și pro-România zice că e în opoziție, partidul lui Ponta contează de fapt foarte mult și vedeți în el un factor foarte puternic de influența jocului. Ceea ce probabil că înseamnă mult și aduce puncte domnului Ponta, dacă în discursul public al dumneavoastră, cei din opoziție, îl pomeniți atât de des. Știți de ce îl pomenesc? Pentru că există riscul real ca oamenii să fie păcăliți de această rebranduire a PSD-ului. Informațiunea de care vă temeți totuși, repet, invocând-o în felul ăsta și considerând-o oricum parte din jocul politic la cotele astea, ne dă cumva dimensiunea jocului. Este o chestiune care trebuie să dea de gândit tuturor și în perioada imediat următoare va trebui ca oamenii să realizeze că o schimbare majoră trebuie să presupună a acorda încrederea formațiunilor noi, formațiunilor care au demonstrat și prin fapte și prin programele pe care le au pentru viitor că vor o schimbare majoră în România. Eu nu accept ca pe viitor să avem de-a face cu Cioara Vopsită, cu partide rebranduite, cu PSD, ALDE trecuți de la unii la alții și practic să ne întoarcem în același moment. Asta își doresc românii, asta am văzut pe 26 mai și este un fel de semnal de alarmă. Aveți mare grijă la chestiunile astea, la discursul acesta, cum că 2020, unii ar fi trecut în opoziție când ei de fapt își doresc refacerea vechiului PSD. Și mă opresc 2020, aici, nu vreau să-i cresc cota domnului. Mai trebuie ceva legat de Alianța 2020, din care faceți parte, USR și Plus, dacă nu sunt și aici semnale de alarmă, prin faptul că aveți la USR un candidat la președinție despre care se punea problema dacă să mai fie sau nu președinte al partidului după ce el deja fusese lansat drept candidat la președinția României. Aveți fricțiuni în legătură cu candidatura pentru primăria generală, cine să fie de la Plus sau de la USR sau un independent. Sunt o grămadă de lucruri care par așa suspendate. Nu este Când găsim suspendat. Răspunsurile la întrebările astea? Dar s-au găsit răspunsul. Dan Barna a fost ales ca președinte, punct, nu se mai discută nimic. Cu niște dispute fantastice ieșite în spațiu public. Cu niște dispute care arată că partidul este viu, că partidul nu este... Nu vă fac proces acum, doar le punctam. Și eu vă explic. În ideea în care totuși sunt niște asperități de netezit, pare. Când o să vedeți liniște totală într-un partid politic, să vă gândiți că acolo e dictatură. Doar la Liviu Dragnea nu crâcnea nimeni în front. Când există anumite chestiuni, anumite critici, ele se discută, se tranșează prin vot și, da, e acceptat rezultatul. Este o mare problemă când nu există asemenea discuții, când nu există asemenea dispute și când e liniște mormântală. Atunci, într-adevăr, înseamnă că partidul ăla e bun de îngropat. Mai departe, chestiunile legate de primăria capitalei sunt în continuare foarte transparente. Va exista un candidat din partea USR, un candidat din partea Plus, cel mai bun dintre ei, cu cele mai mari șanse, va fi desemnat pentru a fi candidatul Alianței și, sper eu, candidatul opoziției pentru alegerile primarilor. Deci chestiunile astea sunt absolut naturale, nu sunt fricțiuni de genul care să împiedice... Da, progres, poate că societatea își dorește mai repede niște răspunsuri și niște linii de acțiune ca să știe pe ce contează. La fel cum a fost și chestia asta cu moțiunea, că închidem tot aici, semnăturile au fost strânse, dar rămâne de văzut la testul votului ce se va întâmpla. Stelian Ion, mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei. Mulțumesc pentru invitație. Pe curând tuturor. Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18:15 la Europa FM.